doamnelor și domnilor, bună seara, dragi prieteni reali sau imaginari. Suntem astăseară în standul Humanitas pentru cea mai tânără dintre cărțile scrise la mai multe mâini. E deja înfiripată o colecție, dacă bine am numărat eu, prietenii noștri imaginari, adunați de Nadin Vlădescu și povestiți de 13 autori. E cea de-a 10-a carte dintr-o serie care a început prin 2007 cu Cartea cu bunici, a continuat cu Povești de dragoste la prima vedere, cu Amintirile de prin armată adunate de Radu Paraschivescu, cu Casele vieților noastre, Intelectuali la cratiță, și anul acesta se pare că a fost anul cel mai bogat în cărți scrise la mai multe mâini. La acest târg, Humanitas lansează A Tour de Rol, 3 astfel de cărți. Eu le văd ca pe o miniserie, pentru că toate, mi se pare, sunt niște antidoturi. Și fur ideea aceasta de la Ioana Bârbulescu, cea care a îngrijit volumul Și eu am trăit în comunism, și care spunea despre această carte într-un recent interviu că e o carte vaccin care ne vindecă de nostalgii greșit direcționate înspre epoca comunismului. E bine, și prietenii noștri imaginari, e o carte vaccin, o carte antidot, și aș spune că e un vaccin împotriva singurătății și totodată un vaccin împotriva unei boli despre care am citit chiar astăzi într-un scurt text foarte simpatic al Anei Ghilezan, împotriva adultitei. Adultita e o boală în care cad oamenii mari, o știm încă de la Saint-Exupéry și din Micul Prinț. E boala aceea când ți se cam termină imaginația, când părăsești, nu ești părăsit, părăsești tu de bunăvoie prietenii imaginari și în general nu-l mai lași nici pe al tău cel mic să se joace prea mult, exagerat, cu prietenul imaginar. Dar primul lucru care cred trebuia spus de fapt era acela privitor la farmaciștii, că tot am vorbit despre vaccin, farmaciștii, farmazonii, cuvintele se leagă, sau apoticari, ar zice cei de prin Ardeal, care au pus câte o picătură în acest leac. Eu am să citesc și am să încep într-o altă ordine decât ordinea în care intră ei în scena cărții. Eu voi începe cu doamnele și, în primul rând, cu Antoaneta Ranian, către care am un gând foarte bun în această seară, cu Monica Pilat, pe care am și zărit-o aici, Ioana Bot, care e cu noi pentru prezentarea cărții, Ana Dragu, și ea de asemenea prezentă, Elena Vlădăreanu, Nadin Vlădescu. Sunt apoi domnii, începem cu Emil Brumaru, Șerban Foarță, Dance Mihăilescu, și el s-a rotit prin standul Humanitas până mai de unes, sperăm să se întoarcă pentru autografe. E Florin Mican, de la care vom afla cum e să fii văzut și în sobă, Marin Malaicu Pondrari, și el aici, Robert Șerban de asemenea, și Iulian Tănase, după care mă uit, dar nu-l întrezănesc. E o carte, spuneam la început, păstorită și prefațată de Nadin Vlădescu și postfațată de, cred, cel mai tânăr farmacist în acest volum antidot, Augustin Cupșa. Iar textul de prezentare, pe coperta 4, îi aparține Taniei Radu. 13 autori așadar și un prieten imaginar care cumva se naște din ce povestește fiecare, povestind fie din amintire, nu foarte mulți, fie imaginând la rândul lor. Sunt aici câteva piese de literatură cu totul și cu totul deosebite. Care e, cum arată, ce face, ce puteri magice are prietenul imaginar, sigur, veți afla doar împrietenindu-vă cu fiecare dintre prietenii imaginari de aici. Eu vă spun doar foarte scurt că e cineva care înainte de orice ne poate vedea și în sobă, e cineva care dacă vrea are formă de balon sau este de-a dreptul balon, călătorește prin Mesopotamia, asta când nu fuge la Paris, ci fuge la Paris atunci când nu cântă la fagot,
poate să fie foarte bine și o păpușă, dar o păpușă cu ochi vii, poate să fie și o zeiță atot biruitoare, se poate naște pur și simplu dintr-o pagină, dintr-o carte citită, dar se poate naște și dintr-un difuzor de pe aeroport și eventual poartă cizme de cowboy, e una peste alta o făptură, aș zice eu, irezistibilă. Și am început cu prima lui dintre puteri, aceea de a ne vedea și în sobă, drept care îi voi trece microfonul celui care a avut un astfel de prieten imaginar, Florin Bican. Bună seara, vă mulțumesc că sunteți prezenți și mulțumesc lui Nadin Vrădescu că ne-a invitat să participăm la această carte și să ne facem publici prietenii imaginari care tind să fie secreți și este mare păcat, mai ales în zilele acestea. Și încep să vorbesc despre prietenii imaginari citând două versuri dintr-un mare poet, Macanache. Nu știu dacă îl cunoașteți pe Macanache, dar poate fi auzit pe YouTube sau chiar în concerte în București și în restul țării. Versurile sunt: dintre toți prietenii ai mei sunt cei mai tari, doi, trei sunt pe bune, restul sunt imaginari. Acum, departe de mine ideea de a intra într-o polemică cu Macanache, dar eu zic că prietenii imaginari pot să fie mai tari decât prietenii pe bune sau că pot să fie la fel de pe bune, dacă nu și mai pe bune, decât prietenii pe bune. Problema mea în textul cu care am participat la acest volum a fost că am avut un prieten imaginar când nici nu știam că există prieteni imaginari și prin urmare nu știam nici că prietenul meu este imaginar. Așa că l-am tratat drept real până când adultita, invocată la începutul acestei discuții, m-a făcut să-l văd drept prieten imaginar, însă nu peste multă vreme. Slavă Domnului, slavă Domnului fiind expresia operativă în acest caz, am avut ocazia să mă conving că prietenii imaginari pot să fie foarte reali. În plus, cam cu un an înainte să-mi facă Nadine această propunere de a contribui cu un text la volum, am citit, în mod întâmplător credeam eu în inocența mea adultă, câteva cărți cu prieteni imaginari. Ei bine, în lume se scriu cărți despre prieteni imaginari, ficțiune, niște cărți minunate, care în curând, așa cum am scris chiar în introducerea textului din carte, vor să fie accesibile și în limba română, în care vedem că prietenii imaginari sunt scrise din perspectiva prietenului imaginar, ceea ce este mai rar, în care vedem că prietenul imaginar are un potențial nesfârșit. Și acest potențial este cel care ne animă și pe noi, cei cu prieteni imaginari și cei cu curajul de a recunoaște acest lucru în fața publicului, că avem un prieten imaginar și nu ne este rușine cu el și nu ne este frică să recunoaștem. Sper că în curând prietenii imaginari să-și dea mâna, în această carte își dau deja mâna, într-una din cărțile pe care le-am citit, cartierul general al prietenilor imaginari era, cum altfel, o bibliotecă unde se adunau, schimbau păreri și elaborau strategii de continuare a existenței lor, pentru că majoritatea prietenilor imaginari au o existență fragilă. Dar sper că prin această carte existența lor a devenit de durată, sunt eteri, și că exact în momentul ăsta, când noi ne-am adunat aici să vorbim despre carte, să o prezentăm, să o lansăm, ei au un bal în volumul pe care Nadin Vrădescu l-a pus împreună și pe care editura Humanitas îl lansează atât de generos. Mulțumesc! Bună seara! Sigur, în primul rând și încă nedezmeticită, deși a trecut ceva vreme de când Nadin Vrădescu m-a convins să scriu textul acesta,
încă nedezmeticită. Mulțumesc lui Nadin Vladescu și editurii Humanitas că m-au luat atât de în serios, pentru că niciodată până acum colaborările mele cu editura Humanitas n-au atacat un subiect atât de serios pentru mine, ba încă unul despre care am hotărât să vorbesc în Răspăr. Adică, ca să mă înțelegeți, primul meu reflex când am fost invitată să colaborez a fost să spun nu, pentru că eu n-am prieteni imaginare, aceia sunt îngrozitor de reali. Ba, dacă mă gândesc bine și undeva pe aceeași linie melodică cântată aici de antevorbitorul meu, sunt mai real decât dumneavoastră. Sunt mai real pentru că există de când mă știu și n-au încetat să-mi vorbească. Am învățat să mimez adultita. Eu nu cred că m-am îmbolnăvit de adultită niciodată. Am fost și am rămas un copil foarte sănătos, slavă aceluiași Domnului. Deci am scris despre un prieten foarte real, care, dacă mă gândesc bine, s-ar putea să și fie aici de față. Ghinioniști sunteți dumneavoastră că nu puteți vedea. Sper să înțelegeți din carte cât e de simplu să întrupezi așa ceva lângă tine și cât de mult ajută, pentru că revenind și mimând adultul, desigur voi spune că un asemenea subiect e serios, pentru că vine să ne amintească importanța prietenilor care ne ajută să rezistăm într-o lume tot mai violentă, tot mai junglă, tot mai amenințată, care ne amenință intimitatea în feluri tot mai multe și mai grele. Prietenii aceștia contează. Eu nu știu dacă văd cartea ca pe un bal al prietenilor imaginari sau ca pe... Ei, ce vreți? N-am devenit adultă, am rămas copilul care visa să se facă profesor, ca pe o lecție. Ca pe o carte lecție despre cum să ne cultivăm prietenii, cum să ne păstrăm aproape, cât e de important să-i avem și să nu devenim, cred, adulți, sper, adulți niciodată pe de-a întregul, pentru că probabil de lângă adulții întregi, asemenea prieteni dispar sau sunt tratați în cu totul alte registre, asta nu mai știm, nu mai știu, n-am de unde să știu. E cu mine ce a făcut Nadin Vladescu, e pentru mine însă un experiment, o dare în vileag, uite, am ajuns să spun, nu sunt adultă, de fapt n-am devenit profesoară, dar când o să mă fac mare, o să mă fac profesoară și încă profesoară de română, fiindcă mi-au displăcut fundamental o droaie de profesoare de română pe care le-am întâlnit în viața mea de copil și pentru că prietenii mei imaginari, ca brândușa acea din carte, m-au ajutat să înțeleg cum ar trebui să fie o profesoară de română. Când o să fiu mare, o să vă arăt. Până atunci, până când sunt mică, asta e, mă bucur că editura Humanitas m-a luat în serios, deși nu sunt adult. Să vedem ce o să citiți aici dumneavoastră. Mulțumim, Ioana Bob. Îmi dau seama, am greșit fundamental, trebuia să rostesc nu numele autorilor, ci numele prietenilor imaginari, adică Cezar, Marcel, Balonul Imaginar, Capitanul Scott, Melcul Prinț, Brândușa și toți ceilalți. Nadin, cât de serioasă e joaca de-a prietenii imaginari? Este foarte serioasă, este cea mai serioasă joacă după mine, este la fel de serioasă precum scrisul sau literatura. Dovadă că sunt atât de mulți oameni interesați de subiectul ăsta. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți aici în seara asta. Mulțumesc, Lidia, mulțumesc, Florin, mulțumesc, Ioana, pentru cuvintele voastre. Mă bucur foarte tare că m-ați luat în serios și că, de fapt, ați luat în serios prietenia prietenilor voștri imaginari, cărora le-ați dat o șansă, șansa de a exista în cartea asta. Asta a fost și ideea din spatele inițiativei mele,
Am vrut ca ei, acești prieteni imaginari despre care uneori poate nu e bine zis că ne e rușine, dar poate ne temem să-i mărturisim, să-i dezvăluim, pentru că întotdeauna e foarte greu să vorbești despre un prieten în public. Și atunci am spus, într-o carte, în spațiul protejat al unei cărți, poate că ei vor putea să capete puțin din carnea cuvintelor și să aibă o existență mult mai îndelungată decât aceea pe care o au când, mai ales după ce sunt uitați de prietenii lor. Îi mulțumesc foarte mult Lidiei pentru că a acceptat să fie această carte, să se gândească cum ar fi dacă această carte ar fi. Îi mulțumesc foarte mult celor 12 scriitori care au spus da, e o joacă serioasă și vrem să facem parte din ea. Îi mulțumesc lui Augustin Cupșa pentru că a scris o postfață foarte subtilă dintr-o perspectivă dublă, aceea de scriitor și aceea de psihiatru, psihiatrii fiind uneori paradoxal puțin neînțelegători față de prietenii imaginari. Trebuie să-i mulțumesc Marieve Ionescu, redactorul cărții, pentru infinita ei răbdare, pentru blândețea și grația ei. Să-i mulțumesc Angelei Rotaru, care a făcut ilustrațiile cărții într-un timp extraordinar de scurt. Ilustrații foarte frumoase, după cum veți vedea. Nici nu speram să aibă o copertă albastră. Aș fi vrut tare mult să fie albastră cartea. Exact așa a ieșit, gând la gând cu bucurie. Și tot ce-mi rămâne să vă spun este că pentru că prietenii imaginari ai prietenilor mei imaginari sunt prietenii mei reali, vă aștept în spațiul acesta, într-un spațiu liber, albastru, și sper că citim despre prietenii imaginari ai scriitorilor din volum, să vă aduceți aminte de prietenii voștri imaginari sau dacă vi se pare, dar vă înșelați, că nu i-ați avut, să vă uitați bine în jur și să vedeți pe unde sunt, poate cine știe, vă vor bate pe umăr și vă veți găsi. Și după aceea să veniți să ne spuneți. Exact în ideea că într-o bibliotecă se pot întâlni cele mai frumoase prietenii, prieteniile cu cărții, prieteniile între scriitori, prieteniile între tot felul de personaje fantastice sau mai puțin fantastice care se află și aici. Mulțumesc mult și invit pe scriitorii din prietenii noștri imaginari care sunt de față să ni se alăture, pentru că după aceea vom avea și o sesiune de autografe și pentru că această carte e pentru mine o foarte mare bucurie, aș vrea tare mult să o împărtășesc cu voi toți. Mulțumim, Nadine! Eu mulțumesc! Onest, din partea mea ar fi fost să încep spunând bună seara, sunt David și trăiesc în pereții casei unei fetițe de 7-8 ani, dar despre asta poate la ediția a doua a acestei cărți. Să știi, Nadine, că mi-am închipuit nu atât cum ar fi cartea prietenilor noștri imaginari, cât mi-am închipuit cum ar fi dacă n-ar fi cartea. Și cred că așa fac înaintea mai fiecărui manuscris. Și dacă îmi spun în minte că parcă n-ar fi bine, parcă ar fi mai sărac, parcă ar fi mai trist, atunci se face că apare și cartea. La autografe, mai ales că nu știu cât de ușor îi vom mai prinde la oaltă și pe scriitorii din această carte a prietenilor noștri imaginari, și pe prietenii lor imaginari. Vă mulțumesc!